Întrebarea zilei. Emisiunea care pune punctul sub semnul întrebării. Sunteți o persoană superstițioasă? Ca orice om. Ca orice om. Care sunt superstițiile în care credeți? În Dumnezeu, nu? Aveți superstiții gen cu pisica neagră, cu... Nu. 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 Ce părere aveți despre persoanele care cred în superstiții de genul ăsta? Treaba lor, e opțiunea lor, fac ce pot și ei. Sunt o persoană chiar foarte superstițioasă, de exemplu, când începe lunea, dacă merge bine de lunea sau fac bani, merge toată săptămâna, sau dacă fac și marța, înseamnă că merge foarte bine chiar toată săptămâna. Sunt o persoană chiar foarte superstițioasă, dacă mi-au sosețile, nu știu cum să vă spun, pe dos, gata, iau bătaie sau trebuie să le calc de trei ori pe ele, sau orice. Deci și un lucru, dacă îl văd pe jos, trebuie să-l ia, pentru că zice că ce găsești pe jos e noroc, știți? Sunt foarte superstițios. Ce părere ai despre persoanele care nu sunt superstițioase? Sunt niște persoane care nu se gândesc la pentru viitorul lor. Eu dacă sunt superstițios și mă mai uit în stânga și în dreapta la televizor, mai văd că superstițiile aduce mult și e bine să fii informat la zi despre superstițiile astea. De exemplu, dacă trece o mâță neagră prin fața ta, să dai înapoi trei pași, să faci Sfânta Cruce și să scui și în urma ta. Și normal că, cum să vă zic, sunt superstițios de când m-am născut. Cred că da. În anumite cazuri, da. Ce superstiții aveți? În... De exemplu, dacă mă uit la ceas în ultimul timp, la 1 și 11 minute, consider că treburile mi s-au aliniat și merg pe drumul cel bun. Nu? Chiar deloc? Ce părere aveți despre persoanele care sunt superstițioase? Fiecare are modul de a gândi, nicio problemă. Se poate. Nu. Ce părere aveți despre persoanele care au superstiții? E un prost gest. Eu nu cred în așa ceva, nu știu ce au... Probabil că așa din vechi, pe strămoși. N-am idei. Nu. Ce părere aveți despre persoanele care au superstiții? Pisica neagră, cu boglinda care se sparge 7 ani de ghinion? O părere proastă. Mi se par persoane puțin înapoiate din punct de vedere intelectual. Nu. Ce părere aveți despre persoanele care au superstiții? Depinde de cap de la persoană la persoană. Nu. Nu aveți nicio superstiție? Nu am. Ce părere aveți despre persoanele care sunt superstițioase? Nu, n-am nicio părere. Nu e un defect ăsta. Da. Care sunt superstițiile dumneavoastră? Visele. Când visez urât, chiar sunt deplinesc visele urâte. Superstițiile de genul pisica neagră? Nu, asta nu. E un animal și gata, pisica neagră. Deci numai visele? Visele, da. Ne puteți spune, de exemplu, o superstiție, un vis anume? Da, am visat cu 3 luni înainte că moare soțul meu și chiar a murit în accident în mașină. Din cauza asta cred că chiar s-a întâmplat. Nu. Nu aveți nicio superstiție? Nu cred în de astea. Ce părere aveți despre persoanele care au superstiții? Da, treaba lor. Depinde de caz. Fiecare zi, fiecare... chestie măruntă care pot transforma într-o superstiție sau nu. Cred că există superstiții pentru cei care cred în asta, într-adevăr, și cred că așa o să se întâmple, da. În acest caz, superstiție există și exact așa se va întâmpla. Totul vine de la creier, depinde ce induci acolo, cum crezi că se va întâmpla, cum consideri tu lucru, cum apreciezi o anumită chestie, câtă dăruire, câtă apreciere pui în acel lucru, să crezi că e superstiție, că îți va aduce noroc, că îți va aduce ghinion, acum depinde cum crezi tu. Eu cred că există superstiții, cum am spus, și cred că nu sunt adevărate. Sunt mituri, sunt tot felul de lucruri de băbești, să spun așa, de ani încoace. Eu, sincer, cred că există și nu superstiții. Acum depinde de fiecare persoană, de la om la om, cum vede lucru, dacă el crede într-adevăr în ceva, așa e, dacă nu, nu. Da, cred în unele superstiții. Care sunt superstițiile principale în care credeți?
De exemplu, dacă trece o pisică neagră, ai câteva zile proaste sau ghinion, sau dacă spargi un pahar la nuntă, cioburi, noroc, sau, nu știu, dacă treci pe sub o scară, ghinion, ceva de genul. Visuri, în visuri credeți? Da, normal. De exemplu, dacă, nu știu, care sunt visele în care crezi cel mai mult? Păi, se spune că atunci când visezi că moare un om, îi moare moartea, cum ar veni, și o perioadă se exclude din discuție. Nu știu, când visezi râu învolburat, e ceva ceartă sau ceva de gen. Nu. Ce părere aveți despre persoanele care au superstiții? E propria lor alegere. Probabil că li s-au întâmplat anumite evenimente bazate pe, nu știu, anumite lucruri, talismane, vise, care le-au făcut să creadă așa ceva și merg în continuare pe această idee. Câteodată da, în special cu numărul 13. Alte superstiții în afară de numărul 13? Când treci o pisică, neagră. Așa neagră, când treci prin fața mea. Da. Nu, în general nu cred în așa ceva, dar mă rog, așa, ca să mă prostesc și eu. Dumneavoastră? Eu sunt. Orice superstiție. Visuri, de exemplu? Și visuri. Ne puteți da un exemplu de vis care vi s-a adeverit sau care... Da. Am visat că se dărâma un perete și a murit cineva din familie. Nu. Ce părere aveți despre persoanele care cred în visuri, care au superstiții? Deci fiecare cu părerea lui. Nu am o părere. Nu. Ce părere aveți despre persoanele care au superstiții? Nu prea bun. Poate. Fiecare cu mintea lui, fiecare... Dumneavoastră aveți vreo superstiție? Nu. Nici dumneavoastră. Nu, dar niciodată n-am zis. Dacă aș avea superstiție, înseamnă că n-aș avea... Ce mai facem mâine? Eu mă tem că așa va fi așa, nu așa. Deci, corect, mergem înainte, nu? Dacă se întâmplă ceva, dacă nu. Nu chiar, nu. Nu aveți nicio superstiție, să înțeleg. Nu cred. Ce părere aveți despre persoanele care au superstiții? Cred că asta este părerea lor și dacă cred în ele, să creadă în continuare. Credeți că nu sunt sigure pe ele, de asta se ajută de superstiții? Da, probabil. Se ajută de ele. Câteodată. Probabil nu tot timpul. Nu știu ce să zic. Da. Care sunt superstițiile în care credeți cel mai mult? Da, și să cred, mamă. În, ce știu eu, pisica neagră, oglinda care se sparge 7 ani de ghinion... Oglinda. Da. În vise credeți? Cred. Vi s-a adeverit ceva? Da. Le puteți da un exemplu? Eu am visat că și nu sunt... Și am visat noaptea, ziua, nu sunt... Nu s-a îndeplinit. Da, din fire da. Care sunt superstițiile principale în care credeți? Nu-mi place atunci când o pisică îmi tai calea, mereu fac 3 pași înapoi, nu prea calc pe crăpături din asfalt, că se zice că o pățești mama, și nu trec pe scări, pe sub scări, de obicei. În rest, nu prea, cam astea sunt 3 în care cred că sunt valabile pentru mine. Visuri? Visuri, da, cu șerpi, de obicei când visez șerpi tot timpul caut. Se zice că te înșală, dar n-are cine să mă înșele. Când vine vorba de visi, mă limitez doar la asta, la atunci când visez bani, caut tot timpul pe internet ce înseamnă, sau când visez animale, tot felul de, sau persoane inipostazi ciudate, îmi place să caut, să mă informez, să văd dacă se întâmplă ceva pe viitor sau nu. Cam atâta când vine vorba despre visi. Nu prea. Nu. Ce părere aveți despre persoanele care au superstiții? E și o lipsă de credință. Credeți că nu sunt sigure pe ele și se ajută de superstiții? Da, cred că da. Cred că da, se ajută de... N-au explicații, n-au, eu știu, argumente pentru diferite probleme ale lor. Și asta cred că este o explicație. Nu. Ce părere aveți despre persoanele care au superstiții? Nu au credință în Dumnezeu.
Credeți că sunt nesigură pe ele, de asta se ajută de superstiții? Cred că da. Dacă ar avea mai multă credință în Dumnezeu, cu siguranță n-ar mai fi superstițioși. Majoritatea nemțenilor nu sunt superstițioși, considerând că acestea nu au niciun impact asupra vieții de zi cu zi. Totodată, unii își ghidează viața după superstițiile în care cred, fiind chiar convinși că unele vise s-au adeverit. Ne vedem mâine cu o altă întrebare a zilei. Întrebarea zilei. Emisiunea care pune punctul sub semnul întrebării.